Și începem videoul de astăzi. M-am îmbrăcat astăzi. Zici că sunt Wednesday Addams, nu-i așa? Cu gulerul ăsta care îmi stă un pic într-o parte. Apropo, rochea de piele este de la Reserve. V-am prezentat-o eu în niște vloguri trecute. Cerceii sunt mango în cazul în care vă interesează, iar gulerul este comandat de pe AliExpress. Mă simțeam cumva datoare să spun toate lucrurile astea, pentru că astăzi vorbim despre outfituri. Să mă fac confortabilă, să mă pun aici picior peste picior în fața voastră. Astăzi vreau să vorbim despre trenduri. La mine pe canal, cumva, videoul acesta cu trendurile este un clasic. L-am făcut în fiecare an, l-am abordat din orice punct de vedere absolut în fiecare an. Anul acesta însă aș vrea să trec așa fugitiv printre trenduri, în mare parte pentru că nu știu dacă doar eu simt asta, însă cumva după tot ceea ce s-a întâmplat în 2020, după ce am stat închiși în case, cumva simt că discuția asta despre trenduri nu mai are atât de multă relevanță. Deși motivul pentru care fac videoul de astăzi este unul, pentru că l-am văzut cerut așa în, cred că, 2 sau 3 comentarii și am zis, uite, hai, de ce să întrerup tradiția? Hai să facem și videoul ăsta. Și în al doilea rând, este fain, chiar dacă nu ieșim musai foarte mult din casă sau chiar dacă nu mergem să ne luăm haine noi, e fain să știm cum să ne îmbrăcăm, să fim în tendințe, să zic așa. Asta desigur dacă suntem genul de persoană căreia îi place să se îmbrace în tendințe. Evident că hainele pot fi reinterpretate, readaptate, poți lua o piesă de acum 20 de ani și o poți aduce cumva în actualitate dacă știi câteva ponturi, câteva trucuri, ponturi despre care, de fapt, trenduri și tendințe despre care vom vorbi acum în videoul de astăzi. O să încerc să țin eu videoul de astăzi cât mai scurt. Nu știu dacă voi reuși, dar de încercat eu voi încerca, așa că hai să-i dăm bătaie și să vorbim despre 21 de trenduri în 2021. O să încep în primul rând cu printurile, nu știu dacă am început bine, dacă nu. Eu sunt, vedeți că deja gata, nu o să-mi iasă videoul ăsta în 21 de minute, cu siguranță. O să încep cu printurile, vă ziceam. Dacă e să vorbim despre printuri, aflați că anul ăsta se poartă foarte mult printurile inspirate din artă. Însă nu e arta postmodernă sau modernă cu care ne-am obișnuit, cu care ne-au obișnuit, spre exemplu, Yves Saint Laurent în anii 60, cu modelele alea foarte, foarte geometrice. O să mă ajut foarte mult de imagine oricum în videoul de astăzi ca să vă dați seama despre ce vorbesc, ci mai degrabă este vorba despre o influență barocă, despre piese întregi de artă pe care le vom purta pe haine. Nu vorbim doar despre printul acela clasic, un tricou printat cu un tablou pe el, ci mai degrabă o întreagă rochie cu un print pe care îl regăsim în artă. În sensul ăsta, o să vă dau exemple. Am văzut, spre exemplu, un set foarte frumos de la Bershka. Cumva combină trendul ăsta cu printul de artă și combină și seturile astea legere, trainingurile care nu au ieșit încă din trend și care rămân și anul ăsta. Și știți foarte bine că în anul 2020 doar asta am purtat. Eu, spre exemplu, n-am mai ieșit din seturile astea de sport de nu mai știu când. N-am mai îmbrăcat o pereche de bluzi de nu mai știu când. Revenind la printuri, pe lângă printurile cu artă, trebuie să recunosc că ăsta este unul din trendurile mele preferate. Mie îmi place foarte mult arta și îmi place perioada aia de baroc, ceva foarte, foarte frumos, pictat, nuanțat, bogat, opulent, poate că mult de tot îmi place treaba asta. După care, dacă e să vorbim și de alte tipuri de printuri, mai sunt, cred că vreo 3 printuri care sunt foarte, foarte în trend anul acesta, anume printurile florale, le vedem în fiecare vară, doar că de data asta le vedem în niște culori foarte vibrante, nu pastelate cum eram obișnuiți în anii trecuți și cumva printul floral nu mai este atât de natural, adică vedem niște printuri florale puțin mai schițate. Dă-i unui copil un creion sau o culoare și pune-l să-ți deseneze o margaretă. Acela e printul floral pe care îl vom vedea anul ăsta. Foarte simplificat, minimalist poate pe de-o parte, ceva conturat mai degrabă decât foarte real, cum
E o Margaret în realitate. După care ne îndepărtăm un pic de printurile astea florale și vorbim de două printuri foarte geometrice. Vorbim de printurile cadrilate, de tabla asta de șah, pe care o vedem peste tot și dacă vă mai aduceți voi aminte, cred că undeva prin 2010, poate că, sau poate înainte de 2010, 2007, 2008, se purtau foarte mult Van și aceea cu pătrățele. La vremea respectivă, printul acesta era adoptat foarte mult de curentul emo, spre exemplu, sau curentul punk, sau curentul grunge, dacă e să ne referim la anii 90, însă, de data asta, printul acesta vine într-o variantă preppy chic, aș spune, pentru că îl vom găsi foarte mult pe rochii, pe fuste, care vor deveni din ce în ce mai scurte, veți vedea, voi ajunge și la trendul ăsta imediat. Tot în categoria de printuri geometrice vorbim și despre dungi. Dungile se poartă, în general am văzut pe podiumurile de modă și la designer, care sunt cei care dau oricum tendințele în modă în anul respectiv, am văzut foarte multe dungi verticale, mai puțin dungi orizontale, dar oricum ar fi și dungile acelea marinărești sunt un clasic. Întotdeauna vor fi la modă. Dacă ai un tricou din acela sau o bluză cu dungi orizontale, te scoate din orice. Îl pui cu o pereche de jeans, cu o eșarfă așa la gât și gata, ai obținut un look foarte, foarte chic. Am terminat cu printurile și uite cum s-au dus 7 minute din acest video. Nu o să mă încadrez niciodată în 21 de minute, dar trec la următorul trend și anume la fustele mini. Fustele mini încep să fie din ce în ce mai în trend și bănuiesc că deja ați observat, mai ales dacă vă place să vă uitați ori pe site-urile magazinelor mass market, ori că mai puțin ne-am dus să ne uităm prin vitrine anul ăsta, ori dacă vă place să vă aruncați privirea pe site-urile unde se vând articole de designer, probabil că ați observat că fustele mini au revenit în trend. Însă nu vorbim despre acel mini al anilor 2000, când fusta mini era de fapt o bentiță pentru păr pusă în jurul taliei, nici măcar în jurul taliei, pusă așa pe coapse, că talia era oricum toată descoperită și cu buricul la vedere. Cumva vorbim despre o fustă mini cu foarte multe pliuri, care se duce mai degrabă într-o zonă școlărească și fustele mini în formă de A, cu talie cât de cât înaltă, nu neapărat joasă la linia bikinilor, nu știu, mie mi-e groază. Și sigur va veni la un moment dat și trendul ăsta înapoi, probabil reinterpretat, dar mie mi-e foarte groază de momentul în care va reveni în modă talia foarte, foarte joasă sau vor reveni blugii skinny, buricul la vedere, bine că nu mai sunt când va reveni, probabil în vreo 5-6 ani, nu voi mai fi nici la vârsta la care să-mi permit să-mi arăt talia, probabil, sau cine știe, Doamne ajută, nu se știe niciodată. Dacă vreți să vă faceți o idee despre cum vor arăta fustele mini ale sezonului acesta, pe lângă faptul că o să vă arăt eu imaginile aici, puteți să aruncați o privire la fustele mini din anii 60, purtate de Twiggy și de toate supermodelele anilor respectivi. Mary Quant, cred că a realizat designul fustelor mini undeva prin anii 60. Fustele astea au fost făcute special pentru a arăta emanciparea tineretului, dorința lui de a fi diferit, de a fi actual. Știți bine că în anii 50 erau la modă fustele creion, fustele midi și atunci, pe măsură ce au trecut anii, s-a scurtat și fusta. Am terminat cu fustele mini, ați văzut că vin foarte tare din urmă, însă la fel de tare vin din urmă și blugii. După anul 2020, în care ne-am lăfăit, ca să spun așa, în tot felul de treninguri pufoase, largi, confortabile, vin și blugii înapoi în trend. Ei n-au ieșit niciodată, că se poartă de când lumea și pământul, însă vorbim despre o croială diferită. Se poartă foarte mult blugii largi, blugii evazați, acel croi wide leg, adică larg de sus până jos, croiul drept și mai puțin blugi skinny. Desigur, dacă vă plac, îi aveți în garderobă, vă vin perfect, atunci purtați-i că nu e asta o problemă, însă ca direcție se poartă blugii foarte largi. Indiferent că vorbim de talie înaltă sau de talie mijlocie sau poate chiar de talie joasă, că ușor, ușor văd că demersurile se duc într-acolo, se duc într-o talie joasă, v-am zis, eu sper să nu se ducă în acei ani 2000, 2000 și ceva. Știți foarte bine când eram noi mici ce purtau Jennifer Lopez, Christina Aguilera sau Britney Spears, nu mai zic Britney Spears. Îmi aduc aminte exact de Christina Aguilera sau de Britney Spears că aveau abdomene perfecte, evident, și aveau tot felul de ștrasuri în jurul buricului. Aceia sunt anii de glorie pentru abdomen și pentru talia joasă. Eu sper să nu se mai revină la asta, dar cumva moda este ciclică și revine la 20 de ani,
la 20 de ani se spune, deși acum cu social media cred că tendințele sunt ca moda să revină la 10 ani, la 10 ani. Tendințele se consumă cumva mult mai repede. Ați priceput, și blugi largi se poartă, dacă vreți să fiți în trend, optați pentru perechile acelea de blugi, am și eu unii la mine în garderobă și intenționez să mai iau pe mai multe culori, că îmi plac. Mie, spre exemplu, îmi plac foarte mult, că mi-aduc aminte și de copilărie, de Andre, știți ce pantaloni evazați aveau ele? E bine, undeva pe acolo mai puțin chicios suntem și în anul 2021. După blugii evazați, vreau să vă povestesc despre bijuteriile statement. Bijuteriile statement se poartă foarte, foarte mult. De data asta însă, și știți foarte bine că în 2020 am văzut de multe ori la foarte multe fete, cel puțin pe Instagram, acele ear cuffs, multe, multe piercinguri într-o ureche, care cumva aduc aminte de anii 70, undeva pe acolo, când bijuteriile nu erau cumva puse la întâmplare, ci aveau o anumită semnificație, o anumită importanță. Așa e și cu bijuteriile statement din 2021. Veți vedea lanțuri, metale foarte mari la gât, însă cu ceva care să și semnifice ceva pentru purtător. Un alt trend îl vedeți și la mine în momentul de față, gulerele acestea, Peter Pan Colors s-ar numi ele, cumva gulerele astea aduc foarte mult aminte de copilărie, de rochițele pe care le purtam sau nu, că eu nu țin minte să fie avut așa rochițe, dar în filme văd fete care au rochițe de genul ăsta și care poartă gulere din astea. Ele s-au purtat oricum și anul trecut, rămân încă în trend, puteți să scoateți rochițele la înaintare pe care le-ați cumpărat anul trecut, chiar și dacă aveți gulere din acestea detașabile, puneți-le peste orice rochiță, evident la ce rochie se potrivesc, dar dacă le puneți, cu siguranță că sunteți în tendințe. Rochile maxi din nou se poartă, cel puțin în sezonul de de când lumea și pământul. De data asta însă vorbim foarte mult despre rochile maxi de culoare albă. Cumva rochile maxi devin și foarte fluide, mătăsoase, curgătoare, nu se mai opresc poate că la linia sandalei, ci din contră e indicat să le târăști pe jos, acum nu știu cât de indicat e, dar în trenduri așa este, e indicat să fie cât mai lungă. La mine nu e o problemă că dacă am 1,60 și mi-au o roche, mă duc în Zara, spre exemplu, și mi-au o roche maxi, la mine vine oricum deja cu trenă, cu trenă inclusă. Cumva materialul, dacă vă aduceți aminte, folosit în verile trecute era inul, de data asta se optează pentru niște materiale mai vaporoase, pentru mătase, pentru ceva mult, mult mai fluid pentru rochile maxi, care să-ți dea așa impresia că ești desprinsă dintr-o poveste. Topurile mici, ca să le zic așa, bustierele de fapt, braletele, sunt în trend și nu ies din trend pentru că le-am văzut și în 2020, mi se pare că le-am văzut și în 2019, din cât rețin eu minte, sau atunci au început să vină în modă, lucru care pe mine nu mă deranjează deloc pentru că mie îmi plac foarte mult, cumva alăturate unei perechi de jeans wide leg, largi de sus până jos, cu talie înaltă și cu un top din acela foarte minuscul, îmi place la nebunie, desigur, dacă silueta mă lasă să port așa ceva, poate că vara asta o să-mi permită să port așa ceva. Nu că vara trecută n-aș și purta, deși lucrurile nu arătau chiar atât de, nu erau impecabile, acum hai să nu fim foarte duri cu noi. Mie îmi place foarte mult trendul ăsta cu topurile și cu braletele, chiar dacă vorbim despre niște bralete foarte simple, chiar dacă vorbim despre ceva paietat, complicat, cu strasuri, cu străluciri, cu tot felul de nebunii, toate se poartă, purtați ce vă place. Și dacă vreți să vă dau așa o inspirație, puteți să vă duceți și să căutați pe Google, să vă uitați, de fapt nu, o să vă pun eu aici, nu mai e nevoie să căutați pe Google, o să vedeți pe Jennifer Lopez, care cred că în 94 la VMAs a purtat un top cu ceva costum, sacou, era o braletă, un sutien cu ceva costum sacou peste și cu o pălărie din aceea cowboy, e foarte in acel gen de look. Și știți că s-a purtat și în 2019, am rămas în 2020. În 2020 s-a purtat pentru că l-am văzut pe tot Instagramul. Dacă tot vorbim de topuri, o să vorbesc și de topurile cu foarte multe bretele. Și când zic de bretele, nu vă gândiți la 300 de rânduri de bretele pe umeri, că nu asta este cazul. Mă refer la tot felul de nojițe, tot felul de fâșii de material, de ațe cumva la nivelul taliei, tot ceea ce ține de încins talia cu șnururi, nu ațe,
cu șnururi de genul ăsta, cumva înfășurate așa în jurul taliei, sunt foarte, foarte în trend, dar iarăși am văzut și asta și anul trecut, așa că lucrurile cumva evoluează, dar evoluează așa, cu viteza melcului. Încă un trend peste care nu vreau să trec și care mie îmi place foarte, foarte mult este corsetul. Și vorbesc aici nu doar de corset, ci cumva de figura istorică. În 2021, după ce în 2020 ne-am bucurat și am stat în toate pufoșenile posibile, în 2021 ne revoltăm un pic și am vrea să arătăm cât mai multă piele, am vrea să scoatem un pic trupul de sub faldurile de material și de sub treningurile pufoase și atunci punem pe noi un corset, ne marchează talia, ne marchează bustul și lucrul ăsta nu poate să fie decât de bine, zic eu. Corsetele sunt oricum preferatele mele, de fapt orice care mi-amintește de prințese, regine, bazme, pentru mine e ceva divin și mi-l doresc cu siguranță, așa că trendul ăsta cu siguranță că va fi adoptat de către mine. Capele sunt din nou un alt trend peste care nu ar trebui să trecem, deși nu e chiar în zona mea de interes, ca să spun așa. Îmi plac capele, dar mi se par un pic cam elegante pentru stilul meu, deși depinde de situație, depinde de ocazie, cu siguranță. Capele vin în trend, rămân, au pășit cumva timid în toamna-iarna anului trecut, rămân aici, dar dacă e să le adaptăm pentru rochile de primăvară, veți vedea că se poartă mult mai mult capele prețioase, elegante, mai mult decât acelea câmpenești cumva, pe care le-am purtat pe toamnă-iarnă. Se poartă acele cape, bucăți de material, peste rochie, care iarăși îți aduc aminte de o eleganță de mult apusă și v-am zis că se revine la figura asta istorică de aici și purtarea capelor. Cumva lucrurile se leagă. Acum orice fel de capă vă place, puteți să o purtați, scoateți-o de la naftalină dacă o aveți de 10 ani, de 20 de ani, pentru că o puteți purta în primăvara asta și am văzut foarte multe și la Zara. Eu n-am prins niciuna, nici la reduceri, nici la preț întreg, nici nu m-am aruncat pe ele, ce-i drept, că v-am zis că mi-e destul de greu să le integrez în stilul meu de zi cu zi, dar dacă sunteți genul de persoană mai elegantă, mai rafinată, vă place să fiți tot timpul cu pantofi cu toc, atunci cu siguranță capele sunt pentru voi. Dacă tot am adus vorba de pantofi așa fugitiv, hai să intru un pic în zona asta de încălțări. La încălțări lucrurile nu s-au schimbat foarte mult, platformele rămân încă în trend, talpa aceea foarte mare, foarte butucănoasă, rămâne în trend, Doamne ajută pentru mine care am 1,60, că așa pot să am și eu 1,63, 1,65. Încă o tendință la încălțări este să se revină la acel tip de pantof old shoe și când spun old shoe mă refer la acei Oxford shoes cu toc, acele platforme pe care le știm cu toc gros, cu platformă în față și la Mary Jane shoes, adică acei pantofi cu barete în formă de T. Și pantofii ne duc gândul la anii care au trecut și cumva nu cred că se va renunța prea curând la tocurile de tip bloc. Sunt în trend, sunt comode, hai să ne bucurăm de ele, că cine știe vor reveni poate tocurile cui pe stradă și atunci o să avem un pic de... O să fie un pic mai greu să ne mișcăm dacă ne plac tocurile cui. Seturile rămân și ele în trend și Doamne ajută că v-am zis că sunt preferatele mele. Eu mă simt foarte bine să știu că nu mai trebuie să-mi bat capul ce să pun lângă perechea asta de blugi, ce să pun peste perechea asta de blugi și peste topul pe care l-am luat. Așa că seturile pentru mine sunt o alternativă foarte simplă, foarte comodă de a ieși din casă și de a arăta îngrijită din vârful picioarelor până la ultimul fir de păr. N-au cum să nu se potrivească pentru că fac parte din același film, așa că hai să ne bucurăm și de faptul că rămân seturile în trend. Numai că și seturile suferă așa o mică schimbare, vorbind de seturi printate, cu printurile despre care v-am spus anterior, printurile inspirate din artă, tot felul de printuri cadrilate, pătrățoase, zebroase, dungi și nu vorbim de seturi, după cum le-am văzut în anul 2020, seturile astea de purta prin casă, cu pantaloni, cu un hanorac, ci mai degrabă vorbim și de seturi cu fuste mini, spre exemplu, și cu un fel de sacou, dar tot dintr-un material, nu o stofă care te face să fii foarte încordat, așa, ci mai degrabă ceva croșetat, ceva fin, care să
să te facă să te simți bine, să simți că te poți mișca în hainele respective. Ăsta este shift-ul pe care îl iau seturile. Ținutele monocromatice vin tare din urmă, ia uitați-vă la mine, alb și negru purtat împreună. Cumva în ultimii ani au fost așa puse pe locul 2 și au fost catalogate ca fiind niște ținute simple, la îndemâna tuturor și n-ai făcut niciun styling dacă ai alăturat alb cu negru. Lucrurile astea se schimbă în 2021 și se merge pe un minimalism, pe o fustă creion, spre exemplu, neagră cu o cămașă albă, cămașă oversized. Ăsta este un trend pentru care cred că nimeni nu are nevoie să se ducă într-un magazin, pentru că toată lumea are o rochie neagră. Hai, poate nu o rochie neagră, niște colanți negri, niște blugi negri și o cămașă albă bărbătească sunt niște basics, sunt niște piese de bază pe care nu ai cum să nu le ai în dulap. Și atunci ia-le, alăturele și poartă-le. Mai adaugă niște bijuterii, adaugă o bandană în păr și gata, ai venit în tendințele anului 2021. Ținutele monocromatice sunt în mare vogă anul acesta. Mă vedeți și pe mine că nu sunt chiar o mare fană negru, dar din când în când îl mai port. Îmi place cum îmi vine, dar nu știu de ce nu port atât de des negru. Cămășile oversize, v-am zis, sunt un alt trend, nu știu la ce număr am ajuns. Eu mă bucur că sunt încă în trend pentru că eu mă simt foarte bine într-o pereche de, spre exemplu, pantalon scurt și o cămașă oversized care să-i acopere sau care să... Mi se pare așa uneori că am rămas blocată undeva în 2017 cu look-ul ăsta, dar iarăși, din punctul meu de vedere, nu va ieși niciodată din trend. Acum depinde de piese, că sunt unele cămăși care, da, au rămas acolo, dar dacă vorbim de cămășile oversized, vorbim de cămășile acelea foarte masculine sau cumva cu mânești bufante, cu manșete foarte mari, foarte bine marcate, astfel încât să se vadă că nu e o simplă cămașă, ci că e mai degrabă o piesă, cumva statement a ținutei, chiar dacă vorbim de o cămașă albă, simplă, ceva ce teoretic n-ar avea cum să fie statement, prin croi o poți face statement. Încă o tendință este aceea de haine fericite, așa s-ar traduce motamod din engleză și eu m-am inspirat pentru videoul ăsta din articole pe care le-am găsit în diverse reviste, scrise în limba engleză și atunci traduc și eu motamod. Dacă vorbim de tendința asta a hainelor vesele, vorbim de niște culori foarte, foarte vibrante. Și iarăși cumva trendul ăsta vine ca o revoluție la tot ceea ce s-a întâmplat în 2020, simțim nevoia să ne exprimăm veselia, să ne exprimăm creativitatea prin tot ceea ce purtăm. Chiar dacă vorbim de printuri, chiar dacă vorbim de culori, se poartă foarte mult culorile supra-saturate, vibrante, rozuri, albastru, albastruri, cum spun albastruri? De ce există rozuri și nu există albastruri? Albastru în toate nuanțele posibile, atât timp cât îți sare în ochi și cât îl vezi, mai puțin neonul, deși și neonul a rămas cumva aici din 2019. Eu n-am fost niciodată mare fană neon, niciodată, nu mi-a plăcut. Mi se pare că neonul este genul acela de trend care intră, se poartă un singur sezon într-o disperare și apoi nu mai ai ce să mai faci cu el. Dar dacă vă place sau vă plac nuanțele astea de neon, ele încă se poartă, fac parte din categoria asta de haine vesele, care să-ți ia ochii, să vezi un om pe stradă și să nu-ți poți lua ochii de la el pentru că e îmbrăcat colorat din cap până în picioare. Tot aici vreau să mai menționez și faptul că există și reversul medaliei. Se poartă foarte mult și cachiurile, spre exemplu, anul acesta, sau culorile neutre, bejurile, culorile pământii, lucru care, dacă e să mă întrebați pe mine, nici măcar nu l-aș încadra într-un trend, pentru că astea se poartă de când lumea și pământul și știm foarte bine că nimic nu este mai elegant, mai rafinat decât un costum, spre exemplu, bej din cap până în picioare, poate cu o braletă pe sub, un sacou foarte structurat și atunci poți să te duci oriunde, oricum vei fi remarcată prin simplitate, prin eleganță, prin rafinament. Culorile astea cumva sunt în trend în fiecare an, se potrivesc oricărei femei, oricărei nuanțe de ten, oricărei nuanțe de păr și atunci e normal să se și poarte. Cred că astea au fost, ia să văd...
Să văd dacă nu cumva mi-a sărit mie ceva din... am aici laptopul, mi le-am scris pe toate. Să văd dacă nu cumva am sărit peste ceva. Ah, sweater vest! Uite că am sărit peste ceva. Vestele acelea pe care le-am purtat și eu într-o disperare și îmi plac și mie la fel de mult. Mi-am mai luat recent una de la Zara, într-un albastru divin. Apropo de culorile vesele, uite, ia hai să o aduc acum ca să vedeți la ce mă refer și așa facem două trenduri într-unul și uite că puteam la videoul ăsta, în loc să mă ajute imagini, poate să mă ajute haine de la mine din garderobă, doar că nu cred că am suficiente. Ia să aduc vesta de la Zara ca să o vedeți. Este exact acea happy color despre care vă vorbeam, este un albastru supra-saturat. Eu mi-am luat-o în mărimea M să fie puțin mai lungă și să o pot purta ca un fel de rochie, cu niște cizme albe sau cu niște botine albe. Asta este vesta care se poartă și anul acesta, am văzut-o și anul trecut, doar că de data asta o vedem în niște culori mai... Cum să pun eu aici în spate, gata, am pus-o acolo. O vedem în niște culori un pic mai vibrante, un pic mai strălucitoare. Spre exemplu, am văzut acum în noile colecții veste scurte, cambrate și care sunt purtate poate că peste rochii. Spre exemplu, uite și asta puteți să încercați dacă sunteți foarte, foarte creative. Mie îmi plac mai mult astea, am rămas în 2020, v-am zis. A, uite, n-am vorbit deloc despre plasă și cred că ăsta era trendul cu numărul 21, doar că, nu știu, mi se pare un trend foarte greu de adoptat, mai ales dacă e să vorbim despre street style. E foarte ușor să-l pui acolo pe podium și să te uiți la el, e un trend superb, divin de-a dreptul, vorbim de plasele acelea croșetate, rochile croșetate de tip plasă, plasele din metal, spre exemplu, cu lanțuri, cu tot felul de astfel de lucruri. Eu o să vă dau aici imagini ca să vedeți despre ce e vorba. Vorba, dar mi se par destul de greu de integrat în ținutele de stradă. Gata, asta este videoul de astăzi, nu m-am încadrat în 21 de minute, văd eu acum acolo că sunt 44 de minute, cu siguranță că, bine, cred că am ajuns undeva la 35 după edit sau la 30, Doamne ajută, mai tai părțile în care am vorbit eu pe lângă subiect, poate că. Acestea sunt trendurile anului 2020 și 1. Eu am rămas, v-am zis că am rămas blocată în timp, mi se pare greu să, și când scriu ceva, când datez un act sau ceva, mi se pare greu să scriu 2021. Sper că v-a fost de ajutor videoul de astăzi, v-am zis că nu e necesar să cumpărați haine noi pentru anul acesta sau să vă ghidați întru totul după trenduri. Dacă vă place un trend sau dacă personalitatea voastră se încadrează într-un anumit trend, mergeți acolo și alegeți-vă măcar un lucru sau reintegrați, pentru că vedeți că multe s-au purtat și în 2020, așa că putem să reintegrăm ceea ce am cumpărat anul trecut și pentru anul acesta. Eu nu pot decât să vă mulțumesc că v-ați uitat, sper că v-a plăcut, sper că v-a distrat, sper că v-a ținut așa cu urechile lipite de telefon sau cu ochii lipiți de televizor, dacă v-ați luat jumătate de oră doar să vă uitați la ceea ce vorbesc eu aici și la ceea ce vă arăt. Vă mulțumesc mult, mult de tot pentru prezență, vă mulțumesc că ați ajuns până aici, iar noi ne revedem miercuri cu un alt video, v-am pupat, v-am îmbrățișat, aveți grijă de voi și purtați-vă cum vreți voi în 2021, important e să vă simțiți bine și să ne simțim bine de fapt. Gata, pupici! Pa!